Bun găsit, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim la ciclul de emisiuni Moștenirea Brâncovenească, fiind astăzi din nou oaspeți ai unei vetre monahale cu o istorie deosebită din inima țării, din pământul Transilvaniei, Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus. Emisiunea pe care o realizăm astăzi este, după cum arată și uh, cadrul în care am venit să filmăm în legătură cu activitatea culturală deosebită care s-a desfășurat și se desfășoară cu rezultate cu totul deosebite în această mănăstire, păstrându-se deodată filonul acesta al tradiției inițiate de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu încă de la perioada de fondarea mănăstirii, lucruri despre care am vorbit într-o emisiune precedentă, cât și filonul acesta spiritual-duhovnicesc a fost și este în continuare o tradiție a mănăstirii Sâmbăta, această emulație, această efervescență a vieții spirituale și culturale deodată. Ne aflăm așadar într-un spațiu expozițional în Muzeul Mănăstirii Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, unde în mod deosebit pentru acest an, 2014, anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, a fost organizată o expoziție de carte și documente aparținând epocii brâncovenești, completată cu o colecție impresionantă de icoane vechi, icoane de patrimoniu, pe lemn, pe sticlă, pe alte materiale, care constituie deja o tradiție și o faimă a mănăstirii sâmbăta. Mulțumim și de această dată în al preasfințitului părinte, mitropolit Laurențiu al pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o de a fi prezenți și de a realiza această emisiune la Mănăstirea Brâncoveanu. Mulțumim de asemenea și Părintelui Arhimandrit Ilarion Urs, starețul Sfinte Mănăstiri Brâncoveanu, sâmbătă de sus, pentru ospitalitatea pe care a manifestat-o, solicitudinea cu care ne-a primit și tot deodată mulțumim dintr-un început Amabili pentru amabilitatea uh, de a răspunde invitației de a fi prezenți în emisiunea noastră celor uh, doi uh, părinți din obștea Mănăstirii Brâncoveanu, ghizi uh, cu o înaltă uh, pregătire, și duhovnicească, dar și profesională legată de tezaurul istoric și cultural al Mănăstirii Brâncoveanu. Este vorba de Părintele Protosingel Daniel Breabăn. Vă mulțumim prea pentru reîntâlnirea noastră în cadrul unei emisiuni aici, într-un spațiu expozițional. Bine ați venit la noi! Vă mulțumim! Și, de asemenea, și părintelui protosinghel Mihai Bobârnat, care și dânsul este ghid al mănăstirii Brâncoveanu și istoric de formație. Amândoi, deci, oameni legați și de dimensiunea aceasta duhovnicească, firească, într-un lăcaș de o asemenea însemnătate, dar și de tezaurul acesta de cultură bisericească și mai mult decât bisericească, de cultură românească și de cultură universală, aș zice, pe care îl reprezintă tezaurul Mănăstirii Brâncovean. Ne-am propus ca în această emisiune să vorbim așadar despre zestrea aceasta culturală și despre tradiția spirituală și culturală a mănăstirii brâncoveanu, care a dat deja și dă în continuare este o dimensiune importantă pe care dorim să o subliniem în contextul acestei sintagme. Moștenirea brâncovenească. Dă în continuare zi de zi roade noi este o emulație în mănăstirea brâncoveanu pilduitoare pentru. Noi toți și pentru alte vetre monahale, și pentru toți vizitatorii, pentru toți pelerinii care îi trec pragul. Așadar, întrucât emisiunea precedentă a adus înaintea dumneavoastră aspecte legate de istoria mănăstirii Brâncoveanu, acum să ne referim la ce înseamnă tradiția aceasta culturală. În lucrare vie, așa cum o vedem aici și cum o știm de mai mulți ani de zile, de când colaborăm împreună cu părinții acei prezenți într-o serie întreagă de acțiuni deosebite, printre care și. Cursurile de uh, pregătire a uh, muzeografilor, a conservatorilor, a restauratorilor din uh, Patriarhia Română și de la alte uh, culte. Adeseori s-a întâmplat să avem uh, uh, participanți și de la alte culte și chiar din muzeele uh, de stat uh, la cursurile noastre ale uh, Patriarhiei Române. Uh, deci, uh, cu ce am putea să începem? Rând, Ne opream într-o emisiune precedentă la evocarea acestei uh, uh, etape foarte apropiate de vremea noastră anul preasfințitului Părinte Mitropolit Antonie Plămădeală, care deodată cu uh, uh, ridicarea acestui ansamblu mon uh, monahal în jurul Bisericii Sfântului Voievod uh, Constantin Brâncoveanu a conferit fiecărui spațiu de aici o funcție foarte bine determinată. A fost o gândire pragmatică și, în același timp, o gândire vizionară pentru perspectivă. Toate spațiile, spuneam într-o emisiune precedentă, de pildă că actualul spațiu al paraclisului a fost motivat la vremea respectivă în fața autorităților comuniste ca un spațiu patrimonial pentru a primi aprobarea. De construire. De construire. Da. Sigur că s-a dezvoltat mult mai mult și ne aducem cu toți aminte că înaltul Antonie evoca cu, cu foarte multă căldură a sufletului frământările pe care le aveam în perioada aceea când un anumit elicopter mai trecea pe aici, pe, la, pe deasupra mănăstirii și șantierul era în plină desfășurare. Suntem în perioada 84-89. Practic, decembrie 1989 a găsit ansamblul de la Sâmbăta din punct de vedere constructiv, aproape terminat. Ce s-a întâmplat din 89 până în 94, până în perioada următoare, în 93, când a fost sfințită și e bine să evocăm acum, pentru că n-am făcut atunci sfințirea acestei impresionante dezvoltări arhitecturale s-a făcut la 15 august anul respectiv, 1993 93, 93. de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I împreună cu Patriarhul României de Vrednică Pomenire Teoctist a fost bineînțeles prezent în alt preasfințiu mitropolit Antonie Anton. Plămădeală și membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost un moment deosebit E a doua mănăstire din țară după Curtea de Argeș care a fost uh, sfințită de către un patriarh ecumenic, Așa. după câte știu eu. Și pornind de la uh, acel moment, atunci practic s-a terminat în uh, la sfințirea aceea din 93 și amenajarea uh, uh, altor spații, mai puțin acestea, cel în care ne aflăm noi acum, așa care era inițial gândit ca un spațiu de pentru servit masa, a fost transformat cu foarte multă măestrie și competență profesională. O spun eu, ca să, o să spună și părinții, mă rog, poate ce, ce au făcut aici, dar au făcut adevărate minuni în acest spațiu de la ultimul nivel al corpului sudic. A fost amenajată o sală, așa cum o vedeți, stimați spectatori foarte frumos gândită din punct de vedere al arhitecturii muzeale, lambrisată și uh, cu o tratare expozițională în așa fel încât uh, uh, transmite o căldură vizitatorului care pătunde în acest spațiu, îl invită în apropierea obiectului și în același timp îi oferă și o anumită perspectivă, o deschidere pe toată lungimea spațiului. Este, pot să vă spun pe de altă parte, și foarte bine gândit din punct de vedere al mijloacelor muzeotehnice, mai puțin decelabile de un nespecialist la prima vedere, dar sunt foarte multe detalii pe care părinții le-au gândit și le-au pus în operă aici cu o maestrie de profesionist, de muzeograf profesionist de talie, a zice, și națională, și europeană. Nu, nu vă fac un compliment gratuit cu aceasta. În orice caz, să începem însă cu începutul. Cum s-au constituit toate aceste valori? Cum s-a ajuns la această zestre care, în momentul de față, ne bucură, fără îndoială, ne și uimește că a putut să fie și că se, se completează în continuare? cu un har pe care nu avem decât să-l uh, uh, apreciem uh, la frățiile voastre. Da, Mitropolitul Antonie Plămădeală, când a gândit reorganizarea în Cinte Brâncovenești de la Sâmbăta, a luat în calcul și faptul că dânsul era un colecționar de obiecte de patrimoniu, special carte veche, și poseda o bibliotecă impresionantă. Avea peste 40.000 de volume de carte. Și în acest scop a gândit un spațiu special, i-a dat în sarcina arhitectului care se ocupa de refacerea mănăstirii, să construiască o bibliotecă în care să-și adăpostească aceste cărți. Mănăstirea noastră poseda în momentul respectiv. Un număr impresionat de cărți. Părintele Arsenei boca a fost cel care a reînființat biblioteca mănăstirii, probabil că și Constantin Brâncoveanu, după modelul celorlalte mănăstiri din țara românească, a înființat aici la sâmbăta și o bibliotecă, dar din păcate cărțile respective s-au pierdut în vitregia istoriei. Și în momentul în care a fost... Și se, se mai întâmplase ceva în deceniile celei de-a doua jumătății a secolului 20. Aici, la sâmbătă, odată cu generația fraților Tohăneanu, Veniamin, Veniamie starețul și, și Timotei, hăruitul pictor de icoane, în special pe sticlă, s-a dezvoltat, pe de-o parte, o, o activitate foarte insistentă de-a lungul vremii de colecționare de icoane, s-a constituit un depozit de icoane de patrimoniu din toată zona de sud a Transilvaniei, practic. E vorba mult de țara Făgărașului și, și zona Brașovului. Astea au zonele de unde au colectat așa. frații Tohăneanu icoane ca modele pentru atelierul de pictură. Spuneam la început că a existat aici un atelier de pictură în timpul lui Brâncoveanu. I-au reînființat acest atelier și l-au adaptat la condițiile vremii. Deci era tradițional să se picteze în Transilvania pe sticle și atunci au început cu pictura pe sticle. Au mers cu căruța din sat în sat și au adunat de la oameni cu vechi, izvoade, după care au uh, început să-și creeze un stil propriu, care acum, uh, la ora actuală, este numit ca stilul uh, pictural de la Mănăstirea Sâmbăda de Sus. Noi organizăm în fiecare vară tabere în care vin tineri, în special uh, tineri din școlile primare, unde stau aici o perioadă, să zicem, 10 sau 15 zile împreună cu profesorii și învață să picteze pe sticlă. Un călugăr din mănăstire îi asistă, la fel învață să picteze și pe lemn, vin cu profesori unde învață să sculpteze. În ultima perioadă avem un proiect foarte amplu prin care în jurul mănăstirii vom realiza cu acești tineri din zona brașovului portaluri de biserici în lemn, din nordul Transilvaniei, biserici vechi în lemn, vor fi refăcute la scară și instalate în jurul complexului mănăstiresc. Sunt 10 asemenea portaluri de biserică și s-a început cu cel de la biserica din Orțâța, undeva din nordul Transilvaniei. Este foarte interesant. Vă spuneam că părintele Arsenie Boca a fost cel care a reînființat Biblioteca Mănăstirii și în acest scop a adus și cărți vechi, a fost trimis de mitropolitul Nicolae Bălan pentru o perioadă la Sfântul Munte unde a învățat limba greacă și a cunoscut spiritualitatea călugărilor atoniți și când s-a întors în țară a adus din, din Sfântul Munte și cărți, cărți vechi. Se păstrează încă în biblioteca mănăstirii unele cărți aduse de Părintele Arsenie, se păstrează chiar originalul uh, sc sc uh, cărții Scara după care părintele Arsenie a a transliterat din alfabetul chirilic în alfabetul uh, latin și a apărut volumul nou din Filocalie Ascara. Se știe foarte bine că părintele Arsenie Boc a fost titor de bază al Filocaliei Românești. Uh, împreună cu părintele Stăniloae uh, au uh, reușit să aducă cerul spiritualității ortodoxe pe pământul românesc, cum spunea și părintele Teofil Părean. Biblioteca s-a dezvoltat, deci spuneam, în timp. Mitropolitul Antonie Plămădeală și-a donat întreaga colecție de carte, deci peste 40.000 de volume de carte, și la această colecție s-au adăugat alte personalități, care ori prin testament sau prin donație și-au lăsat întreaga lor bibliotecă în Mănăstirii Sâmbăta. Putem aminti profesori universitari de la Sibiu sau din București care a făcut acest lucru, dar în mod special aș vrea să accentuez o persoană interesantă, un român, care a emigrat din țară în timpul lui Ceaușescu. Este vorba de un român original din Olănești, Dumitru Nicolescu, așa-l chema, a fost fotograful personal al lui Nicolae Ceaușescu și într-o vizită de lucru tovărășească, cum era atunci în Turcia, a reușit să fugă cu un vas în Italia, într-un lagăr și din lagăr a ajuns în New York. Acest om nu a avut o viață socială deosebită, deci nu a avut -ă, familie, nu a avut copii, a trăit cumva cum trăia Cioran și toată agonisarea lui de o viață a investit-o în artă și cultură. A colecționat enorm cărți de literatură, de artă, de religie, obiecte vechi cu valoare numismatică, obiecte de artă, sculpturi, tablouri. El a fost și scriitor și sculptor și acest Dominic Nicol, cum își luase numele de american, a intrat în legătură cu Mitropolitul Antonie Plămădeale. Era un iubitor al lui Constantin Brâncoveanu și s-a îndrăgostit de mănăstirea Sâmbăta de la noi. Și văzând că aici este o mănăstire serioasă, care, unde poate să-și încredințeze agonisarea de viață, timp de 10 ani, în fiecare săptămână, a trimis cu vaporul din Statele Unite în România toată colecția lui de carte, de monede vechi, de tablouri și așa mai departe. Obiecte foarte, foarte, foarte variate. Și așa ca o paranteză pot să spun că a renunțat la tot ce a avut, până și locul de veci. Avea un cavou construit în America și l-a vândut și cu banii respectivi a investit, a cumpărat cărți și le-a trimis la mănăstirea din Sâmbăta de Sus. A preferat să aibă o mormântare simplă și toată agonizarea lui să o investească în artă și în cultură. Impresionant. Antoană. Da, și tocmai pentru că caracterul ăsta, zicem noi, eclectic al bibliotecii, cum s-a alcătuit de la un donator principal, de la inițiatorul bibliotecii, principalul inițiator metropolitul Antonie, așa, și s-au mai adăugat și alți donatori, așa că biblioteca cuprinde un fond de carte, în principal teologic, dar poate diversifica foarte mult. Practic acoperă toate domeniile de cultură. Sunt cărți și, și din toate domeniile de cunoaștere și în toate limbele de circulație. Da, plus că. Avem uh, din bibliotecă și colecția de carte a Părintelui Teofil în Braille. Majoritatea sunt bătute de părintele Teofil la mașina de scris proprie. Știți că părintele Teofil, ca să poată citi Biblia, a trebuit să învețe limba germană, pentru că nu e în română tradus în uh, alfabetul Braille Biblia în limba română. Și atunci a învățat limba germană și și-a bătut la mașină toate cărțile, și Vechiul și Noul Testament. Avea 20 de volume, Biblia Părintele Teofil, scrisă și bătută la mașină de către părintele Teofil în alfabetul Brian. Și povestea părintele Teofil că e foarte da, greu pentru să că... Chiar la cameră, da. Cât se poate vedea în fine. Teofil deci că... chiar de dânsul lucrat. De dânsul lucrat, dânsul dânsul, da. Dânsul citea cu mâinile, deci neavând vedere, vederea lui erau mâinile. Poate, stimați respectator pentru cei dintre dumneavoastră care nu l-ați cunoscut direct sau n-ați citit sau n-ați auzit de părintele Teofil Părăian, deși eu cred că sunt foarte puțini cei care nu au auzit pentru că a fost contemporanul nostru, o să încercăm poate chiar în acest moment să îi acordăm și sfinției sale împreună cu celorlalți înainte un moment, un medalion pentru că este dintr o serie de mari duhovnici ai mănăstirii Brâncoveanu care au făcut nu numai faima, dar și uh, consistența deosebită a vieții uh, monahale, uh, a capacității de iradiere, la modul cel mai uh, cald și uh, frumos cu putință, în sufletele oamenilor de-a lungul decenilor. Pe 1 aprilie, părintele Teofil a intrat în, în opțiunea mănăstirii sâmbătă, 1 aprilie 1953 a venit în mănăstire și a rămas până la sfârșitul vieții, 56 de ani, aproape 57 de ani, a fost viețuitorul mănăstirii și a pus pecetea asupra vieții noastre și asupra, poate că, a biserici prin misiunea care a făcut-o. Și a avut la temelie doi ctitori sufletești, unul este Părintele Arsenie Boca, pe care l-a moștenit prin învățătura și prin viața duhovnicească, prin rugăciunea pe care a moștenit o de la Părintele Arsenie și din punct de vedere liturgic, i-a fost la temelie Părintele, Mitropolitul Antonie Plămădeală, pentru că Mitropolitul a fost un om providențial pentru mănăstirea aceasta. A actitorit și zidurile mănăstirii, ansamblu arhitectonic, dar actitorii și duhovnicește, pentru că el a avut inspirația să-l hirotonească pe Părintele Teofil, preot a călcat, cumva a trecut peste canoane. Părintele Teofil fiind cu deficiența asta majoră, fără vedere, practic după canoanele bisericii, nu putea să fie hirotonit decât în condiții cu totul excepționale. Și mitropolitul... Și eu amintez, să, e o, o, mică paranteză, când am slujit odată împreună, acin paraclisul bisericii, m-a impresionat profund de la vohodul cel mare, Că e, ieșeam și părintele Teofil era călăuzit de Sfinția Voastră de mână și ieșeam împreună cu toții, făceam această rânduia la Sfintei Liturghii într-o cucernicie, într-o atmosferă de rugăciune extraordinară. Da. Deci, într-adevăr, dânsul a trecut într-un chip pilduitor peste această deficiență și a devenit dintr-un nevăzător un făuritor, un propagator de lumină. Toată viața Părintele Teofil a fost un purtător al luminii, al bucuriei. Toate cărțile sale, într-un fel sau într-altul, au titluri care veniți de luați bucurie și alte, alte formule din acestea care... Da, un om al bucuriei. Da, Așa, un om al bucuriei -a găsit... care a transmis în permanență lumină, bucurie, seninătate și înălțime de, de credință, de trăire spirituală. El a fost, a fost și un om care s-a format aici și care a și format aici. Adică, părintele Teofil, s-a folosit de cadrul mănăstirii, un cadru care îmbina tradiția monastică autentică ortodoxă cu o deschidere culturală extraordinară. Deci nu a fost un om neapărat al tipicului bisericesc, al unor rânduieli restrictive, ce a îmbrățeșat cultura, pentru că el a spus că s-a format. Prin credință și cultură a avut la temelie două aspecte esențiale, credință și cultură, și pe cetea asta a lăsat-o ca mai departe, mănăstirii noastre. O mănăstire care păstrează Duhul Ortodox autentic, rânduiala mănăstirilor și, în același timp, are o deschidere culturală aparte și prin angajamentul acesta pe care l-a avut părintele Teofil și spre credință și spre cultură și mai ales prin moștenirea culturală care ne-a lăsat o mitropolită, Antoniu, un om, un cărturar, eminamente. Mi-aduc om... aminte pe coperta unei cărți cu Interviu pe care l-a luat Mitropolitul Antonie, Părintele Teofil, a scos o carte, una din cărțile pe care le-am citit cu toții, sigur, cu foarte mare plăcere și folos sufletesc, amintirile Părintelui Teofil, aici, într-o sală a casei domnești, titurită de Mitropolitul Antonie, stând la masă amândoi, a fost înregistrat interviul și transformat în, în carte. E, reflectam de-a lungul anilor și la această pilduitoare acumulare de energie spirituală și culturală Care și-a dat măsura într-un timp relativ scurt Iarăși, not mult, aset mult, îmi revenim la A strâns în sine de-a lungul atâtor ani, iată, și -a, până și Biblia și-a tradus-o singur a învățat atâtea, a fost într-adevăr dotat cu o memorie excepțională, dar pe care și-a și, și cultivat-o uh, într-un mod cu totul uh, deosebit. Stămința, și uh, 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 în momentul în care a fost posibil, pentru că ceea ce fenomenul, i-am putea spune, uh, uh, al... Uh, ultimilor ani ai vieții părintelui Teofil din 1992 93 înainte, așa, nu a fost de o durată mai mare decât cât se până când s-a mutat la Domnul, deci vreo 17 ani aproximativ. Dar acești ani au fost extrem de intensi și o pildă extraordinară ca un nevăzător să-și ia asupra sa această cruce de care vorbim cu toții, Așa, de a, de a străbate țara de-a lungul și de-a latul la fel de fel de conferințe acolo unde era chemat la Poșaga, la Craiova, la Timișoara, în toate părțile. În toată țara românesc, în toată țara. A fost și în străinătate, în da, ultima da, perioadă a vieții a fost în Franța, a fost în Grecia, de apostolat. Da, da efectiv. Și în această perioadă și a dat măsura acestei acumulări de o viață Acumulase decenii înainte și le-a pus în, în, slujba celor care ne împărtășim astăzi din lucrarea Sfinției sale. L-am cunoscut cu toții dumneavoastră, sigur că ați fost aici alături de Nesu și cred că îl purtați permanent în, în suflete, ca și când ar fi în continuare prezent alături aici în mănăstire. Și cu Chilia, și cu Duhul, cum îl conduceați de la biserica acasă. Și și de... Chilia Nouă și Chilia Veche, din stăreția <laughs> da. veche, unde a locuit întâi. Părintele îi plăcea foarte mult caracterizarea care a făcut-o mitropolitul. Un om fără vedere, dar un om luminat. Gândiți-vă, părintele Teofil a fost ghid muzeal, muzeograf. No, Când în de stăreția veche era expoziția de icoane organizată pe holurile stăreției în clădirea organizată de părintele Arsene, gândiți-vă că părintele Teofil le vorbea străinilor și în special uh, uh, i-a pe cei care erau din, uh, din Germania, vorbitori de limba germană. Părintele Teofil vorbea cursiv limba germană. Le povestea uh, turiștilor despre icoană, despre icoana pe sticlă. Vă dați seama cum o persoană fără vedere poate să explice despre, despre însemnătatea unei icoane și ceea ce... Uh, poate să reflecte o Este impresionant. Deci nu știu dacă multă lume știe că părintele Teofil s-a ocupat și cu acest lucru la mănăstire. Da, într-adevăr. Pe urmă, această memorie excepțională pe care a avut-o l-a ajutat să se folosească în cuvintele pe care le-a desat, fie că erau predici, fie că erau conferințe, așa de o mulțime de citate pe care le reproducea cu o fidelitate Deosebită și care ne răsună și astăzi, tuturor în auz. Avea inflexiunea deosebită a vocii dânsului de Ardelean, așa din partea asta de țară și în timpul. În, în care uh, vorbea, întotdeauna se vedea o, o căldură a sufletului deosebită. Uh, mai de fiecare dată, și în, lucrul acesta se vede și în cărțile Sfinției sale, a fost un uh, mesager al versului religios. A uh, reținut uh, multe, multe, foarte da, multe poezii pe de care le-a le -a reprodus, poeziile Zorica Ilatsu și altele. Maseritarul, un mă, -crainic. Da și pe care le-a le -a făcut cunoscute în timpul conferințelor sale și prin cărțile pe care le-a lăsat. Mă gândeam, părinte, când spuneați la un moment dat de mentorii, că poate că n-ar trebui să îl uităm aici printre cei care au fost, la rândul său, părintelui Teofil, călăuzitori în viață. Am vorbit de părintele Arsenie Boca, poate dacă mai este nevoie să mai revenim un pic aici, părintele Serafim Popescu, care iarăși a fost un călugăr îmbunătățit, un monah odihnitor de oameni. Dacă în primul rând, ne aducem aminte așa, chiar așa îi spunea părintele da, Teofil. Da. Odim, un om foarte uh, apropiat, foarte cald, nesofisticat, uh, fără ambiții uh, programatic, uh, nu evita uh, asemenea tentații uh, personale, așa, și care transmitea oamenilor foarte multă bucurie. Cred că de acolo Părintele Teofil a primit bucuria. A primit bucuria, așa de că A primit bucuria, harul Părintelui Serafim, Părintele. Da, da, da. Da. Vedeți, fac acum o, o paralelă, sunt noi avem ca la temelie trei ctitori ai mănăstirii, ca arhitectură, ca ansamblu, Voivodul Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, Nicolae Bălan Mitropolitul și Mitropolitul Antonie și trei oameni, trei stilbi ai vieții noastre duhovnicești, Părintele Arsenie, Părintele Serafim și Părintele Teofil. Pe acești oameni ne sprijinim noi în viața noastră aici la mănăstire. Uh, și Părintele Teofil ar putea să fie o sinteză a celor doi, a Părintelui Arsenie și Părintele Serafim Popescu. Uh, Părintele Arsenie, uh, excelând în primul rând printr-o minte excepțională, o inteligență ieșită din comun și părintele Serafim prin o inimă. aici, am mai amintit așa, să-l punem, să spunem, prin atâtea ziceri, că sunt multe, așa, o evoca această zicere părintele Teofil, de, că și el o reținuse la rândul lui, în mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă. Și lucrul drept se strâmbă, prin atâtea alte... și, spunea părintele Teofil că dacă ar fi să facă un duhovnic ideal, ar face din mintea a părintelui Arsenie Bocă, o minte excepțională, și din inima caldă a părintelui Serafim Popescu și cred că la um, întâlnirea dintre cei doi se afla el. Da, o da, sinteză da. a părintelui Arsenie și părintelui Serafim Popescu. Da. da și despre. Pentru faptul că a, a sprijinit atât de mult uh, și viața duhovnicească, dar și viața culturală și cea uh, intelectuală în general, a apreciat școala uh, tocmai de aceea și s-a dezvoltat în continuare și tot ce ține de partea culturală a mănăstirii, biblioteca, totdeauna părintele întreba ce se mai află nou la bibliotecă, înregistra cărți, le asculta, sigur că da, și l-a încurajat, la a susținut foarte mult pe părintele Daniel, care s-a ocupat în special de bibliotecă. Da, era o plăcere să un cărți pentru părintele Teofil, mai mulți părinți din mănăstire, și părintele Mihail și părintele Dometie, părintele Cornel Urs, protopopul din Făgăraș, și a înregistrat filocalia integral pentru părintele Teofil. Dacă nu avea vedere și nu avea la dispoziție cărțile în alfabetul Braille, ele le înregistrau pe bandă, pe casetofon, părintele le asculta și tragea concluziile acolo. Așa s-a format părintele, ajutați de cei din jur și la rândul lui a format pe cei din jurul lui și a ajutat pe cei din jurul lui. În această capacitate de a, de a depăși o deficiență uh, și de a o transforma în virtute, până la urmă. Uh, mai mi-aduc aminte și, de, de pildă, fotografia ale sale în fa era cu înalt preasfințitul mitropolit Teofan care atunci era mitropolit, actualul mitropolit al Moldovei, era mitropolit al Olteniei așa, în fața unui stand în care era uh, prezentată uh, o, o carte a Părintelui Teofil în uh, apariție proaspătă, că atunci fusese uh, tipă, uh, erau cuvântările pe care le ținuse în special la Craiova de-a lungul anilor dar și alte fotografii din acestea și în alt preasinstitut Teofan îi arăta părintelui Teofil cărțile pe care dânsul nu le putea vedea, dar numai le, le închipuia. Nu și-a văzut niciodată cu ochii, cum spuneați și în alte privințe, cărțile scrise de, practic, de rodul gândirii și simțirii sale. E, într-adevăr, o pildă, o pildă de ce poate face, într-adevăr, dragostea și credința statornicia în trăirea lui Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da, vedeți, oamenii aceștia extraordinari pe care i-a avut mănăstirea, pe noi ne și obligă, ne și responsabilizează, în același timp ne dă curaj, ne dau curaj, în același timp creează și o răspundere, o presiune asupra noastră, pentru că noi sunt cei, suntem cei care, de care depinde continuarea acestei Activități de excepție, deja. sigur că da. 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 Și, într-o oarecare măsură, cel puțin din punct de vedere uh, al, al activității uh, culturale, spune noi că uh, se continuă ceea ce am moștenit și părintele uh, are o activitate în special legate de, de dezvoltarea muzeului, cum spuneați și. Haideți să ne îndreptăm acum din nou asupra acestui domeniu și ar fi două sau mai multe direcții la care ne-am putea referi în cele ce urmează. Pe de-o parte, să ne povestiți din această bogată zestre culturală a mănăstirii. Pe de-o parte, cam ceea ce reprezintă valorile de carte veche, pe care le aveți adăpostit și pe care îmi povestească, continuați și în prezent. zestra asta, sunt bogățiți îmbogățiți cu statornicie și cu rezultate deosebite. Pe de altă parte, colecția aceasta de icoane de patrimoniu, care s-a extins de-a lungul anilor în așa fel încât ea cuprinde cam toate centrele de iconari. Asta ar fi o altă discuție, să încercăm în câteva cuvinte să o prezentăm telespectatorilor. După aceea, colecția sau câteva lucruri mai semnificative din colecția Mitropolitului Antonie Plomodeală. Care a adunat obiecte care aparțineau civilizației umane în general, deci și carte, și carte creștină sau incunabile de tipărituri în acestea de foarte mare valoare, dar și obiecte aparținând altor confesiuni din, pe unde l-au purtat pașii de-a lungul uh, anilor și, uh, mă rog, în credințele pe care le-a primit atunci când era, încă de când era episcop vicar uh, patriarhal. La ora actuală, biblioteca noastră adăpostește peste 70.000 de volume de carte. Cred că suntem una dintre primele, nu știu dacă chiar prima instituție din România care a început digitalizarea bibliotecii. Am început acest lucru în 1997 și de atunci lucrăm în continuu. Am început să introducem cărțile pe computer și să ținem evidența lor pe computer, un lucru foarte bun, mai ales că. Aceste cărți au venit uh, treptate în timp, s-au adăugat în timp, și nu am putut merge după organizarea unei biblioteci clasice pe domenii. Și atunci am folosit la maxim spațiul oferit de către bibliotecă, am așezat cărțile după criteriu dimensional și atunci fiecare carte a fost luată în parte și introdusă pe computer. La ora actuală avem aproape 40.000 de cărți de volume introduse pe computer și în special biblioteca noastră este o bibliotecă deschisă cu cărți foarte rare, unele chiar poate nu le găsiți în nicio bibliotecă din România, fiind colecții particulare sau cum vă spuneam trimise de peste ocean. Și, în general, biblioteca este cercetată de către absolvenți pentru redactarea lucrării de licență sau pentru doctoranzi. Cei care lucrează la un doctorat sau o lucrare de postdoctorat sunt cărți mai rare, mai puțin întâlnite în țară și, cum spunea și părintele, sunt foarte variate, din domenii foarte diferite, de la geografie, medicină, religie, artă, literatură și așa mai departe în plus, în afară de cele 40.000 de volume pe care Mitropolitul Antonie și le-a păstrat aici la mănăstirea noastră și a donat și întreaga colecție de obiecte de patrimoniu. Tot biblioteca depostește peste 4.000 de volume de carte veche. Avem cărți manuscrise începând cu secolul 10 xi și după care avem primele cărți care s-au tipărit în Europa, incunabule, avem aici de față un exemplar în fața noastră și majoritatea cărților vechi e nu să spun Poate că n-ar fi lipsit de însemnătate, să spunem telespectatorilor noștri care cunosc mai puțin terminologia, ce este aceea un incunabul, că în felul acesta poți să aprecieze mai mult valoarea, valoarea unei asemenea cărți. Da, sunt cărți foarte rare și foarte valoroase. Este din, prima, vorba... din, din prima jumătate de veac a tiparului. Da, deci, incunabile de un... merg de la 1450 aproximativ până la 1500. 1500 Celelalte da. care trec de 1500 intră în categoria cărții de patrimoniu, carte de tezaur, fără da. de ală. Carte rare, carte veche. Da. Da. Incunabile acest... sunt primele cărți tipărite în Europa după inventarea tiparului de către Gutenberg și au primit acest termen generic de incunabile. Deci, toate cărțile până la 1500 tipărite se numesc incunabule, Sunt foarte rare și foarte, foarte valoroase. Da. Uh. Noi avem în expoziția noastră, în patrimoniul nostru, patru incunabule. Toate sunt din colecția personală a Metropolitului Antonie Premădeală. Din secolul 16, deci din cărți tipărite de la 1501 până la 1600, avem peste 100 de exemplare. Toate provin aproape din colecția Metropolitului Antonie Premădeală. Pe urmă, carte veche străină din secolul 17-18 XVII, sunt foarte multe. Deci să spuneam că sunt peste 2000 de exemplare. Peste jumătate din cărțile vechi care le are le mănăstirea provin de la Metropolitul Antonie Premadeală. Noi, la rândul nostru, am păstrat cărțile vechi care sunt. Nu toate sunt la ora actuală la mănăstire, mai păstrăm unele și în cadrul Metropoliei la Sibiu, dar avem tot în jur de 200 de cărți vechi și în special carte veche românească. Și foarte multe cărți vechi românești, în general, am reușit să le adunăm de la bisericile din jurul mănăstirii, bisericile vechi, unele care au fost dărâmate și mănăstirile care au fost dărâmate și au pierdut cărțile și au ajuns la bisericile din satele din jur. La fel am recuperat o parte din cărțile dăruite de domnitorul Constantin Brâncoveanu, mănăstirii noastre. E vorba de, chiar avem aici în expoziția dedicată domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, câteva volume care au fost donate efectiv de domnitor Ctitoriei lui de la sâmbăta de sus. E vorba de un triod de la 1700, un octoih la fel de la 1700 care se păstrau la Mitropolia din Sibiu. Pe urmă avem un penticostar din 1701 care a fost tot al mănăstirii cu dedicația domnitorului Constantin Brâncoveanu și tot în expoziție avem o învățătură de șapte taine, o carte specială pentru preoți, tipărită la 1702 la Buzău. Deci sunt cărți care au aparținut mănăstirii, dar nu toate lor actuale se găsesc în colecția mănăstirii noastre. De fapt, și această expoziție temporară dedicată anului comemorativ al Sfinților Brâncoveni, 300 de ani de la moartea lor martirică de la Constantinopol, a fost făcută în colaborare cu Mitropolia Ardealului și cu Muzeul Primei Școli Românești din Șcheii Brașovului, unde se păstrează un tezaur de carte veche impresionant. Au foarte, foarte multe cărți foarte multe cărți valoroase. Și aveți, de asemenea, am văzut înainte de a începe emisiunea și o suită de documente deosebite prezentate în această expoziție. Poate ne spuneți câteva cuvinte și despre ele? A, unele, cum este cel de lângă noi, este în expoziție în permanență. Este un act de dani al lui Constantin Brâncoveanu de la 1690 pe pergament, deci este scris pe piele de către diacului, de către secretarul lui Constantin Brâncoveanu. Uh, semnătura act... originală a da, toate vă... au semnătura da. originală. Aici în cazul nostru este sigiliu, sigiliu timbrat, deci un act de autentificare suplimentar cu stema țării românești, cu titlurile lui Brâncoveanu, cu semnătura în original, un act foarte valoros care provine tot din colecția particulară a Metropolitului Antonii. și am adus câteva Hrisoave și documente brâncovenești legate de activitatea lui Brâncoveanu în uh, ideea sprijinirii românilor din Transilvania, în special din Brașov și din țara Făgărașului, mai ales că la 1700 știți că a avut loc uh, Uniația și românii din această zonă erau cumva forțați să adere la noua religie greco-catolică. Atunci Brâncoveanu a intervenit la curtea uh, de la Viena, la împăratul Leopold, care a făgăduit lui Brâncoveanu că le va facilita unele înlesniri românilor brașoveni și din țara făgărașului și chiar avem aici lângă noi expusă diploma originală pe pergament cu sigiliu atârnat în ceara lui Leopold I, prin care făgăduiește că românii nu vor fi siliți să adere la noua religie greco-catolică. sunt acte hrisoave legate de sprijinul negusătorilor din Brașov da. care aveau privilegii comerciale, privilegii, comerciale scutire de, de, dări, de acte de împroprietărire, normal, care se, documente care se imiteau la o cancelare domnească. Da. Este de asemenea foarte expresivă această, cum spuneam puțin mai devreme, această colecție de icoane vechi pe care ați constituit-o aici la sâmbăta și înainte să vorbim despre școala părintelui pă, pă, părinte Timotei Toconeanu și școala, de pictură, școala de pictură să vorbim despre această sursă este interesant că am spus și puțin mai devreme am evocat lucrul acesta s-au preocupat mai întâi de a găsi izvoare surse autentice cât mai bine conservate și cât mai expresive din punctul de vedere al redării plastice, pe care să le reînnoiască prin lucrări contemporane. Deci să vorbim și despre colecția de icoane, care aici este, fără îndoială, o parte din colecția da. de icoane a mănăstirii, dar în orice caz sunt rezultatul unei selecții severe, de altfel am înțeles pe care ați făcut-o. Mănăstirea deține la ora actuală un tezaur impresionant de icoane. Sunt foarte multe, sunt câteva mii de icoane pictate pe sticlă și pe lemn. Majoritatea icoanelor care le păst se păstrează aici la mănăstire sunt însă icoanele pictate pe sticlă. Icoanele provin în general din zona județului Brașov, ca să spunem așa, țara făgărașului. Mai multe, da, în da. În Numai că în această zonă centrele din nordul Transilvaniei au iradiat și aici au venit meșterii care și-au vândut icoanele și în această zonă, așa că practic în, în colecția noastră avem icoane de pe toate centrele de iconari din, din țară, din nordul Transilvaniei, din zona Iernuțenilor, de lângă Reghin, icoane de Nicula, care mai târziu școala de la Nicolae știm că s-a mutat la Gherla după ce a ocupat mănăstirea greco catolice la vreo 10 km de centru de la Gherla. Avem icoane din zona Valea Sebeșului, deci lazu, alba, care vine încoace da. spre mărginimea Sibiului. Cu o cromatică specială. Da, așa, da, da fiecare zonă de... se distinge prin cromatică, clare, da, prin da, da, individualitățile fiecărui mește din zona respectivă apropiindu-ne de, intrăm în zona țării gărașului unde eu cred că... Și mărginimea Sibiului. Mărginimea Sibiului, da, da, la fel, centru, da. Pe urmă, țara Bârsei, în partea cealaltă... Țara Bârsei merge la, în zona Brașovului, știu, dar aici, în zona Țărifă-Gărașului, eu cred că au fost cei mai valoroși pictori și sunt cele mai frumoase icoane care s-au pictat din țară. Deci sunt câțiva meșteri care au făcut faima acestei, în special în pictura pe sticlă, cunoscuții Savu Moga. Savu Moga era Originar de fapt din altă parte din, din nordul, Transilvaniei, nordul Transilvaniei, și a venit să așezat aici în, în sud în și Arpaș. S a, în s-a căsătorit aici în Apaș și a început să picteze. Da, Savumoga Moga nu este cel mai vechi sau cel mai valoros, însă este cel mai cunoscut. Icoanele lui au valoare deosebită la casele de licitație și din această cauză este cel mai mediatizat și cunoscut. Sunt... A avut ucenic un alt nume, Matei, Matei Ținforea, care a fost da, un burcat. mare creator de iconografie. de l-a depășit pe Savu Moga, Savu are frumusețea lui așa care uh, preia duhul tradi uh, tradițional al icoanei pe sticlă și îl uh, pune în operă în plin secol 19, dar Ținforea era uh, creator, uh, creator uh, cum spun, de, de uh, icoane cu o tematică foarte bogată. Adică creator așa cam cum în miniatură de pildă a fost Anastasie Climca la uh, școala renumită a lui de la Mănăstirea Dragomirna, unde nu a avut, sau cum a fost, mă rog, tot suntem în anul Brâncoveanu, uh, Sfântul Erarh uh, antimi Ivireanu, uh, care uh, a, a realizat o lucrare cu totul excepțională, unicat până la el, a realizat o uh, uh, reprezentare a chipurilor Vechiului și Noului Testament, fără precedent, el a creat toată iconografia acestor personaje, o lucrare care se păstrează în câteva copii și în țara noastră, mă rog, este o copie de secol 18 executată în popa Flor de la școala de la Sfântul Gheorghe și alta care se păstrează la Mănăstirea Cernica, lucrată de un alt pictor, Petrescu. Dar întorcându-ne la Ținforea, într-adevăr el a fost în acest spirit un creator pentru că a imaginat imaginat o mulțime de scene compuse într-un panou unitar. icoanele lui sunt, într-adevăr, impresionante prin această capacitate de creație iconografică. Da, vis a -vis de unde a activat Matei Ținforea și fiul lui, Matei Purcaru, a fost un alt cetru. să se a avut trei sau patru generații de pictori, începând cu anii 1780, au fost pictori care au pictat, au fost grav de biserică, pictau și pe lemn, pictau și pe pânză și au trecut să picteze icoane pe sticlă. Printre cele mai vechi icoane din Transilvania avem icoane pictate de acești frați grecu. Pe urmă să cunoaștem 3-4 generații până în jur de 1860 de pictori care și-au individualizat propriul lor stil de pictură. Pe urmă îl avem în zona Făgărașului, e vorba de Ioan Pop din Făgăraș, ucenicul lui Nicolae Cațavei. Pe urmă avem familia Tămaș cu Moise Tămaș, cel mai valoros dintre pictori, cu care a avut doi fii la rândul lui, Petru Tămaș, tatăl, care a pictat la fel foarte frumos și acesta a avut la rândul lui un băiat și o fată, care efectiv s-a stins cu Ana Deji, căsătorită Deji, Ana Tămaș a fost cea din urmă și ultima pictoriță din familia Tămaș. În zona, în zona țării Bârse, în zona Brașovului, a fost o școală impresionantă. Sunt extraordinar de multe pic, icoane pictate în zona Brașovului. Din păcate, sunt foarte puțini meșteri iconari care și-au lăsat numele pe icoane. Știm doar câțiva la ora actuală. E vorba de un Toma Pascu, care este reprezentat și aici în muzeu și vestitul Ionință Zugravu, od Brașov, din Brașov, care pictează pe la 1780, deci icoane foarte vechi. Probabil că era și zugrav de icoane pe lemn și care se pare că totuși nu era localnic, ci a venit de undeva din nordul Bucovine, din zona de nord a Bucovine, pentru că s-au găsit la ora actuală icoane pictate de el la 1806 în zona Bălților, în Republica Moldova. Vă dați seama aria de circulație. Noi, în afară de icoanele din pictate aici, în Transilvania, avem în patrimoniu mănăstirii icoane pictate în Bucovina, pentru că Bucovina a aparținut și ea la rândul ei acestui spațiu și s-au pictat icoane pe sticlă. Avem icoane pe sticlă pictate în Banat, mai rare, bineînțeles, dar și ele foarte frumoase, plus o colecție de icoane mai vechi venite din străinătate, icoane pictate în zona Boemiei, zona de nord a Boemiei, la grani cu Germania, sau din zona de sud a Boiemiei, uh, icoane pictate la granița dintre Austria și Cehia, la ora actuală. Sunt icoane foarte frumoase și icoane care au fost cumva poate mai vechi decât icoanele care s-au pictat aici în, în Transilvania. Na, ați deschis uh, această temă a surselor picturii pe sticlă. Poate că ar fi de, de, de subliniat în acest context. Uh, cum a pornit la noi această pictură pe sticlă, pentru că noi nu avem înainte de secolul XVIII icoane pe sticlă. Tehnica era ceva mai veche și era practicată în centrul Europei, exact în zona Austria, Silesia, în partea centrală a Europei, acolo unde spunea Sfântul fost... Deci da. se da. 1500 de pe Dar erau lucrate în, în altă duh de ce, de, decât ce vedem noi că s-a realizat în Transilvania. A, în Transilvania, să știți că izvadele au fost ortodoxe, da. în cea mai mare parte, s-au adus litografii făcute de călugării din Sfântul Monte. Aceste litografii au circulat foarte mult în țările românești, au ajuns și în Transilvania și au fost folosite de mește iconari ca izvor. Știți că o icoană, când se pictează o icoană pe sticlă, se începe cu conturul. Deci se se acest... pictează pe spate exact. și se începe întâi cu. apoi se pun detaliile și la sfârșit fondurile. Exact. Se etapa ultimă. este inversă față exact. de o icoană pictată pe lent, Se pornește da. cu detaliile. Cu e o dificultate, da. în plus, și scrisul da. trebuie scris. Invers. Chiar am toate pe dos. Da. Dar vreau să, să spunem telespectatorilor noștri că în Transilvania pictura pe sticlă, după cele mai multe investigații, pare să fi pornit după minunea întâmplată la Nicula, la Nicula. cu acea icoană a Maicii Domnului cu pruncul lucrată de Luca din Iclod la sfârșitul da. secolului XVII, pe la 1680. 680, și, așa. Și uh, care la un moment dat a plâns, uh, s-a dus uh, vestea despre această uh, minune. Și apoi pelerinii care se duceau la Nicula Sovadă, uh, vreau să meargă ca și astăzi, cu o amintire de la uh, locul de, de pelerinaj, cum pleacă astăzi cu o carte poștală ilustrată, cumpliant, uh, cu ceva care astăzi se realizează mult mai ușor prin tipar. Dar la vremea aceea, nefiind posibil o asemenea formă, icoanele lucrate pe lemn erau mai scumpe și mai greu de lucrat. Trebuia lemnul greu de obținut, A, cred că procesul din de, timp, de, de, prop... Tehnologia durează mai mult. No, de tehnica, și atunci au adoptat această tehnică din centrul Europei, glaja, de fapt glaja. sticla lucrată manual, Așa, pe care o preparau cu foarte multă demânare. Că era este legată de întemeierea glăjăriilor aici în Transilvania, a fabricilor de sticlă manuală. Și la început, icoanele erau de dimensiuni foarte mici, pentru că sticla la început a fost foarte scumpă și probabil că au fost făcute ca niște exerciții de către meșterii care pictau pe lemn primele icoane pictate pe sticlă, după care s-au dezvoltat, sticla a început să fie mai ieftină și a. S-a răspândit în secolul XVIII. Sunt mai rare, într-adevăr, care s-au păstrat până astăzi icoanele pe sticlă, dar atunci a pornit a acest pornirea. meșteșug în țara noastră și a explodat în secolul XIX în mare măsură. O icoană pictată pe sticlă în secolul XVIII este similară, așa ca valoare unei icoane pe lemn, să zicem din secolul 15 sau 16, pentru că da, din punctul acesta de vedere din de, al de, din punctul de vedere al vechimii, pentru că ele au alt baliaj în timp, exact cum o fotografie de Sat Marie din secolul 19 este o arhe, o adevărată arheologie în domeniu. Așa. Acum aș fi vrut să spunem și câteva cuvinte despre școala aceasta a părintelui Timotei Tohăneanu care a preluat în mănăstirea Sâmbăta tradiția picturii și s-a trecut în momentul de față prin părintele Calinic, actualul conducător al școlii de pictură, la o adevărată marcă, sâmbăta a picturii. Da, i au reușit să-și creeze un stil propriu, stilul de la Sâmbăta de Sus, care se diferențiază de toate celelalte centre iconografice din țară și mai ales datorită faptului că au reușit în perioada de reclădire a mănăstirii, în perioada aceasta în care s-a refăcut incendiat de către Metropolitul Antonie Plămădeală, să iasă foarte mult în Occident cu icoanele, să le promoveze. Deci era o perioadă în care România se izolase în exterior și totuși, datorită abilității părinților de aici la mănăstire, cu sprijinul mitropolitului, s-au organizat foarte multe expoziții de icoane în vest, în Occident. S-au ajuns până în Statele Unite la Americe, să știți. S-au mers chiar în China cu expoziție de icoane, vă dați seama. Și acest fapt a, a, a făcut foarte mult cunoscută școala de pictură și atelierul de pictură de aici de la mănăstirea din Sâmbăta de Sus. Părintele Timotei și-a creat și-a adunat un, un nucleu de tineri talentați în jurul lui și, cum spuneați părintele, Calinic este cel care îl moștenește și conduce, conduce la, la ora actuală atelierul de pictură. Câteva cuvinte în finalul emisiunii noastre despre ce se întâmplă acum în ultimii ani pe planul acesta al dezvoltării se întâmplă foarte multe din cele ce ne-ați povestit deja pe planul patrimonial dar reîntorcându-ne la uh, aspectele ținând de, de dezvoltarea în general a asamblea mănăstirii, a vieții uh, mănăstirii în timpul uh, cărmuirii în al preasfințitului uh, Părinte Laurențiu, Laurențiu actual mitropolit al Ardealului arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, uh, spuneți-ne că sunt lucruri interesante, importante care s-au împlinit în acești ani da, în Laurențiu desăvârșește opera începută de cei trei mari titori ai mănăstirii noastre. În timpul păstăririi în al sale s-a finalizat Academia Sâmbăta, s-a ajuns la, s-a construit o cantină socială acolo, deci în, lângă mănăstire s-a construit o nouă casă voievodală, acum se lucrează la paraclisul acestia. S-a făcut o casă voievodală? Mă gândesc eu că s-ar putea ca uh, cea ctitorită de Mitropolitul Antonie, fiind făcută și într-un um, într stil autentic brâncovenesc, s-ar putea ca pe viitor să rămână ca muzeu. Adică e atât de, de uh, firesc legată de toată structura asta uh, brâncovenească, încât uh, spațiul e, e posibil să rămână pe viitor ca, doar ca muzeu și să nu poată fi folosită mm -hmm. pentru... Activitatea zilnică a mănăstirii. Și pentru ceea ce înseamnă deschiderea mănăstirii spre pelerinul care pășește pe poarta mănăstirii sau care pleacă după ce și-a umplut sufletul de lumină, de bucurie, aici în mănăstire, este. Este extrem de important construirea acelui Pangar. E, pangar mi se pare deja e, mult prea modest spus, o clădire care este un model e, în momentul de față prin amploare și în felul de a se prezenta e, tot ceea ce e, mănăstirea oferă e, pelerinilor e, pentru a putea purta cu ei mai departe duhul pe, e, Sâmbetei pe care au vizitat-o construită tot în, acum în ultimii ani și sfințită, inaugurată de Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Da, aș vrea să mai punctez ceva Înalt Preasfințitul Laurențiu. Acum încurajează și am demarat în tema aproape la, cu finalizarea unui centru, unui depozit nou de patrimoniu, unui laborator modern de restaurare cu sală de tezauri, cu tot ce conține un asemenea depozit în care valorile patrimoniale sunt foarte, mi se știți, foarte multe, sunt de ordinul miilor, cred că zecilor de mii de obiecte care se păstrează la mănăstirea noastră, să le putem pune în valoare. Noi lucrăm acum la ora actuală cu evidențierea lor, întocmim fișele analitice, le fotografiem, o să scoatem cataloge cu ele ca, pentru ca lumea să le cunoască și să vedem în întâmpinarea lor. Sunt valori extraordinare care sunt adăpostite aici în mănăstire și despre care lumea nu știe aproape nimic. Eu vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul pentru această emisiune iarăși a fost atât de scurt încât abia am reușit să parcurgem Cred că o bună parte, dar nu toate, lucrurile pe, da, pe care aveam în gând să le împărtășim telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc așadar pentru participare la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția acordată. Părinții repunem. vă așteaptă în continuare la mănăstirea sâmbătă și aș vrea să închei această întrevedere a noastră cu niște cuvinte emblematice pe care cu toții cei de aici de față le-am auzit rostite de părintele Teofil, pe care așa de frumos l-am evocat aici între oaltă și pe care le spunea la fiecare conferință și au rămas ca un fel de efigie pentru cei care pășesc în mănăstirea Sâmbăta, pacele celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce, pleacă. Ce pleacă. Să ne revedem cu bine. Pace, bucurie și binecuvântare.